I-am explicat de ce, după părerea mea, este absolut necesar să sesizeze Curtea Constituțională, în principal pe lipsă de motive de urgență, dar și pe probleme de fond. Știu că s-a vehiculat mai de dimineață în această zonă că avocatul poporului nu poate să intervină fiindcă anumite articole încă nu intră în vigoare. Împreună cu juriștii de la administrația prezidențială am căutat documente și am găsit. Există un precedent din octombrie 2013, când avocatul poporului de atunci a atacat ordonanță pe insolvență pe data de 9 octombrie, cu toate că ea a fost dată cu intrare în vigoare în 25 octombrie, iar Curtea Constituțională la vremea respectivă a decis că este corect sesizarea, deci se poate, fără niciun fel de problemă și făcând uz de acest precedent, să se atace această ordonanță de urgență. Aceste date le-am pus, sigur, la dispoziția avocatului poporului, care a promis că va analiza cu celeritate situația și speranța mea este că până mâine sau poate până poimâine va lua decizia corectă și va sesiza Curtea Constituțională. Domnul Ciorbea spunea că nu prea admiteram acest avocat al poporului. Am întrebat dacă poate fi avocatul poporului care a ieșit în stradă, dacă poate fi considerat popor. Cu siguranță va trebui avocatul poporului, în afară de situația pur juridică, să se uite puțin și în jur, să vadă că România este revoltată. Sunt mii și mii de oameni în stradă. Aceste lucruri nu pot fi ignorate și nu pot fi explicate prin faptul că și în alte țări au fost proteste. Aceste proteste sunt la noi, sunt în România, în România este atacat statul de drept și aici trebuie făcută ordine. Mulțumesc!